Odată pe an de ziua Victoriei Revoluției, amintirea celor care și-au pierdut viața sau au fost răniți în Revoluție reînvie în sufletul românilor și la Buzău ziua eroilor Revoluției a fost sărbătorită cu fast. Toate oficialitățile locale au fost prezente la ceremonia din Piața Dacia pentru a-și prezenta omagiul față de cei care s-au jertfit în decembrie 89. Jerbe și coroane de flori au fost depuse la Monumentul Eroilor Revoluției și toată lumea a afișat o adâncă mâhnire și pioșenie atunci când un sobor de preoți a oficiat slujba religioasă pentru cei duși. Aleluia, 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 aleluia. Veșnicălor pomenirei, pomenirea lor din neam în neam și lecălor. Adevărata durere este însă pe fețele celor care și-au pierdut fiii, părinții, frații sau soții în acele zile fierbinți din decembrie 89. Ei au venit cu colivă și lumânări să-i pomenească pe cei plecați din această lume și să se roage pentru amintirea lor, aceasta și pentru că din ce în ce mai puțini oameni își mai amintesc de eroii care le-au schimbat viața. Revoluția este un moment care noi nu-l putem uita în sufletele noastre, să sperăm că cu timpul va ieși adevărul și vom ști cine ne-a împușcat, bărbații, soții, copiii, și sperăm pentru tineret să fie mai bine. S-au schimbat multe, nu în bine pentru noi, pentru unii s-au îmbogățit, pentru alții sărăcie. Poate cei care vor guverna de aici încolo vor schimba ceva pentru viitorul copiilor noștri. Eu din indemnizație cresc un copil pe care sper să aibă un viitor frumos. Fusese de servici, ofițer de servici, și a venit, i-a evacuat din întreprindere că se trage și la armată, în fața armatei, la geodezi, a fost împușcat în cap. El și încă doi colegi de-ai lui. Credeți că sunt uitați revoluționari? Da, da, da. Când venim cu o problemă, nu ne ajută nimeni, absolut nimeni. Eu pot să vă spun cu credință, că așa este. Nici nu mă duc să mă milogesc, că mai mult râd de noi decât ne ajută. Strigătul dureros al urmașilor martirilor revoluționari este menit să ajungă și la urechile celor care pot să îi ajute și care, se pare, că au uitat că lumea de astăzi a fost clădită pe vieți omenești. Uneori chiar rudele celor pieriți uită să le poarte acestora amintire veșnică. Ar trebui aceste momente ca să fie prezenți cei din familie, pentru că e creștinesc în primul rând și poporul nostru e un popor care ține de credință, ține de orice, de tradiții, de orice. Militarii din garnizoana Buzău, care au susținut tot ceremonialul cuvenit pentru omagierea eroilor de la 89, printre care se numără și camarazi de-ai lor, au încheiat cu parada de final.